În dimineața zilei de 6 mai, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au efectuat 32 de percheziții domiciliare în județele Arges, Prahova, Dâmbovița, Călăraș, Ilfov și în municipiul București, într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Călăraș, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Călăraș, în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Din cercetări a rezultat că în cursul anului 2020 mai multe persoane ar fi declarat în fals activitate desfășurată și ar fi primit, fără drept, indemnizații pentru drepturile de autor în perioada stării de urgență sau alertă. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 200.000 de euro. Polițiști au pus în aplicare 44 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie aduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș pentru audieri.